Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Arghio și astăzi sunt de alături mine la un nou episod din carieră cu PCSB sau carieră cu Steaua sau cum vreți să-i spuneți voi. Nu ezitați să apăsați și voi acolo pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook dacă vă place această serie, băi băieți. Și începem partida cu Gazmetan Media și este deja 1-0 gol marcat de Florinel Coman în minutul 4. Începem cu Meslier, Crețu, Timber, Nedelcearu, care este și capitan, Panțăru, Man, Simon, Solaru, Comana, Demi și Pușcaș. Acum atac periculos al gazdelor, care continuă atacul. După această fază voi spune și echipele lor, echipa lor, pardon. Foarte bine scăpăm. Ei încep cu Pleșca în poartă, Gabriel de Moura, Basio sau nu. Băi, tot timpul am problema asta, nu știu să-i pronunț numele lui ăsta. Larie, Velisar, Pambu, Lucas Dropa, Sanoh, Valente, Deaconu și Nițu. Cam ăștia sunt jucătorii celor de la Gaz Metan Mediaș cu care ne atacă ei astăzi. După vor o intervenție foarte importantă a lui Meslier, care respinge și de data asta. După acest meci vom avea două amicale cu India și Africa de Sud, cred. Cred. Prinde Meslier foarte important. Prima schimbare a reprizei secunde va fi Panțăru, acesta fiind foarte extenuat după multe meciuri jucate. Multe meciuri acumulate. Wow, și ocazie importantă. Mingea trece puțin pe lângă poarta lui Fleșca, capitanul medieșenilor. Acum Sanoh către Luis Nițu. Mingea ajunge în careu, dar este respinsă. Adeyemi acum către Pușcaș. Florinel Coman, marcatorul golului. Florinel intră în careu. Florinel este, mingea este trimisă prost rău de tort în afara terenului. Adeyemi, Pușcaș încearcă să treacă acolo de Panțăru cu Varela și facem așa. Îl vom introduce și pe Maxim și probabil pe Dumitru sau Moroțan. Și așa se termină. Nu pot să cred că n-am făcut schimbările. Ce prost sunt. Aia e. Victoria 1-0. Coman a marcat repede. Nu mi-am dat seama că am dat sim meci. Aia e. Să vedem la naționale. Pușcaș, Nedelcearu, Panțăru, Manolaru, Coman și Benzar sunt chemați la loturi, la lotul României. Mamă, și CFR-ul trece din nou pe primul loc. Vedem Botoșaniu, o s-a descurcat foarte bine, de asemenea și Sepsi. CFR-ul este peste noi cu un singur punct. Friendly-uri nici nu mă interesează. O să fac așa echipele și o să dau sim direct. Da, cu Pușcaș. O să-l bag pe Tănase. Stanciu aici, Marin, da. Tătărușanu. În locul lui Manea. Hai că-l jucăm pe Manea meciul ăsta. Uite, Olaru și Cicâldău pe bancă și cam atât. Dăm sim direct. Africa de Sud cu Exim. Hai să vedem.
Este victoria 1-0. Yannis Sagi intră în locul lui Man și aduce victoria. Și vom schimba aproape toată echipa. Să ajungem la meciul cu India. Va intra Andone, Hagi, Mitriță, Cicâldău, Olaru. Parcă la schimb îl băgăm pe Stanciu în dreapta, Benzar, Chiricheș și Burcă. Nu, îl băgăm pe Nedelcearu al nostru, Radu, și în stânga îl vom introduce pe Bancu. Punem pe Burcă pe bancă în locul Man. Și aia e. Stanciu singurul om rămas în primul 11. Și dăm sim direct, meci împotriva Indiei. Victorie 3-1, dubla Andone, hat-trick Andone. După ce am fost conduși, wow, a intrat Cristian, Burcă și atât. Două partide de pregătire foarte bune pentru România, două victorii. Două victorii la mișto așa. Mamă, după avem Atletico în Champions League. Man. Pe Național Arena. Trebuie victorie și cu UTA. Și trebuie să ne odihnim și din jucători. Vom introduce Crețu, Vână, Maxim, Moruțan și Dumitru. Și Vlad. Altceva nu prea văd. Ia să așa. Hai să vedem care pe care. Și începe partida, băi băieți. Partida de pe Național Arena împotriva bătrânei doamne UTA Arad. O linie foarte mult schimbată față de meciul anterior de campionat. Și este gol! Karim Adeyemi deschide scorul foarte repede în minutul 7, în minutul 8, ce să mai... Și haideți să vorbim, să zicem primul 11, ce să mai Vlad, Vali, cred, stai. Oh, ce ocazie scoate Iacob, ocazie foarte mare pentru Cristi Dumitru. Așa, Vlad, Vali, Crețu, Justin Timber, Nedelcearu, Panțăru, linia de mijloc este schimbată total, Maxim Vână, Alex Crețu, Moruțana, Deni și Dumitru. ADM este singurul jucător care se regăsește de la mijloc în sus față de ultima etapă. Defensiva este schimbată total în afară de defensiva este aceeași în afară de Vlad, care a fost schimbat. A intrat în locul lui Meslie. Și penalty? What? What the penalty? Karim Adeyemi este în fața dublei. Nu, așa.
și marchează perfect Adeyemi. Dublă reușită de neamțul cu origini românești. Este 2-0 după o intrare imprudentă a celor de la Arad. Perfect a bătut. Perfect. Mamă, nu mi-am dat seama de chituri. Nu mi-am dat seama ce să fac. Cât să fă, n-ai cât să fă. Este lovitură liberă acum. Cristi Dumitru acum foarte bine. Și Vali Crețu întoarce la maxim acum. Cristi Dumitru marchează și el. Wow, 3-0. Foarte, foarte bine. Este 3-0, marchează ambii atacanți. Este foarte bine și pentru Dumitru. Îl ajută și pe el acest gol. Pentru moral și na, este foarte bine și pentru echipă. Da, o jump to resort. Ok. 3-0. Tot ceea ce contează, victoria. Și mergem la meciul din UEFA Champions League. O victorie ne-ar duce peste Atletico Madrid, cea care a câștigat cu noroc meciul contra noastră. Cu noroc. Să sperăm că ADM va fi într-o zi mare și va face un meci mare. De asemenea și restul jucătorilor. Simons, Olaru, Man, Benzar, Varela, Meslier. Aproape toată echipa a fost schimbată. Și dacă fac așa cu trebuie să-l schimb pe Simons cu gen așa, hoț. Mergem la conferința de presă. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Da, Atletico Madrid este liderul grupei, dar nu ne dăm mai departe. Trebuie să câștigăm acest meci pentru fanii noștri și să facem un pas pentru a ne califica mai departe. Jucătorii sunt cu moralul perfect, sunt gata să facă o minune și să aducă cele 3 puncte. Am fi mulțumit și cu un punct, dar noi simțim de la început cele 3 puncte. Nu ne uităm la un punct. Vedem, echipa s-a pregătit din punct de vedere al moralului perfect. Și mergem la meci. Aici Darius Olaru, Coman și Simons într-un joc de pase. Mamă, nemaipomenit.
moartea mea. Național Arena o găzduiește pe Atletico Madrid de data asta împotriva FCSB-ului sau a Stelei. Un meci foarte, foarte important pentru români, pentru toată țara. Vedem dacă FCSB va pierde, va rămâne pe locul 3, dacă nu va câștiga Spartak Moscova și va avea șanse pentru a ajunge în 16-mile Europa League, dacă va câștiga șansele de a ajunge în primăvara UEFA Champions League vor crește și vedem jucătorii pregătiți din toate punctele de vedere. Îi vedem și pe cei a lui Atletico, Zaha, Felix și Suarez acolo. Haideți să vedem, meciul începe. Cred că sunt cu Vlad în poartă, nu-mi dau seama. Nu, Meslie. Și începe partida, băi băieți. Începem cu un joc de posesie în spate. Mingea ajunge acum la Adeyemi. Olaru, cât paci să o prindă Adeyemi. Acum Wilfried Zaha, Suarez, uruguaianul acum. Wilfried Zaha, mijlocașul stânga. Ivorianul, cu Suarez acum, Suarez. Oh, vedem ce face fostul jucător al Barsei. Foarte tehnic. Coche, capitanul lui Atletico, pasează în spate cu Ferla, cred că e Blesmendi, nu e Ferla Mendy. Acum Corea, Joao Felix, wow, ce fază, panțărul a stat foarte bine acolo. Shime Vârsalico lovește mingea în pământ și nu poate ajunge pe spațiul porții. Acum panțărul. Foarte bine, Florinel. Darius Solaru. Pușcaș. Denis Man acum. Denis Man. Intră în careu. Denis Man. Oh, este 1-0. 1-0 gol. Denis Man. Incredibil. Incredibil cum a trecut pe lângă Mendy. Incredibil. Vedem sprintul românului. Și șutează, nu-i de nicio șansă lui Jan Oblak. Vedem puterea șutului. L-a lăsat spectator pe Jan Oblak. Denis Man deschide scorul 1-0 pe Național Arena din minutul 13. FCSB Atletico de Madrid. Hector Herrera, cel care ne-a pus probleme în tur. În tur ne-a învins, nu mai știu, Jorginho, nu știu dacă Jorginho e la ilalți. Mă rog, Gündogan parcă. Sau la Napoli ne-a învins Gündogan, chiar nu mai știu. Foarte bine panțărul, care are până acum o evoluție foarte, foarte solidă. Acum Pușcaș, nu este offside, nu este offside. Și Romario Benzar. Oleu, Upamecano, incredibil cât de bine a băgat piciorul acolo Upamecano. Și Florinel Varela. Pou! Cât de bine se descurcă FCSB-ul acum, panțărul, Adeyemi. Să vedem dacă va mai ajunge panțărul și ajunge. Întoarce mingea către Xavi Simons, Olaru, Denis Man, Florinel este oprit și acum trebuie să avem grijă din punct de vedere defensiv. Luis Suarez declanșează contraatacul, dar foarte bine Varela acolo. Xavi Simons, acum George Pușcaș, 2-0, șut ca din turn. Xavi Simons, vedem, i-a pasat lui Coman și Coman a pasat la limita offside-ului.
este 2-0 pe Național Arena din minutul 25. Incredibil, cine s-ar fi așteptat FCSB, locul 3 din grupa de UEFA Champions League, să conducă liderul Atletico de Madrid la 2 goluri. João Félix acum, Félix, wow, cât de bine se descurcă Félix, Nedelcearu i-a pus acolo probleme și a pasat foarte prost Félix. Denis Mann, cel care a deschis scorul, acum Florinel, Coates i-a pus probleme, uruguaianul, acum Denis Mann, George Puskás. Foarte bună pasa lui Benzar către Puskás. Denis Mann acum. Oh, Vrsaljko foarte bine, a recâștigat și trebuie să coborâm, trebuie să coborâm în defensivă. Îl vedem pe Zaha acum, se întoarce și Benzar acolo în banda dreaptă, dar Zaha este liber. Zaha este liber și are spațiu de a centra. Centrează foarte ușor către Suarez, pasează către Herrera și apără Meslier. Incredibil. Meslier apără șutul slab al mexicanului Coche, bate scurt. A ieșit prost, trebuia să învețe din aceste ieșiri. Și putem declanșa un contraatac acum. Oh, nu, nu se poate. Luis Suarez acum. Corea. 1-0 pentru Napoli și iese perfect Meslier. Gol Mario Rui. Și în acest moment Napoli urcă pe primul loc, noi pe locul 2. Cam offside. Hector Herrera, mexicanul, acum foarte bine panțărul. Xavi Simons, cred că joc cu polarul defensiv John, nu cu Simons, dar asta e partea, doar ce să-i fac. Oh, João Félix, oh, leu, incredibil, cât pe aici portughezul se reducă din avantaj. Incredibil cum a trecut pe lângă poarta apărată de francezul Meslier, acea minge, Puskás foarte bine, Florinel ține de minge. Acum, panțărul pe jos și este gol, 3-0, Denis Mann reușește dubla, incredibil, 3-0 la pauză. Cine s-ar fi așteptat? Putem spune scor de neprezentare. Atletico condusă de acești tineri jucători pe Național Arena. Vedem, au voință. O echipă de tineri care vrea mai mult. 2-0 și Napoli. 1-1 Locomotiv Moscova cu Real, wow! Dar acesta este clar cel mai neașteptat rezultat. Va fi schimbat probabil prin minutul 70, nu 60 de Yemi, pentru că nu prea n-a fost seara lui, să zicem așa. João Félix, foarte bine Nedelcearu a ieșit. Fuuu, vedem, nu i-a ieșit pasa lui Adeyemi. Dar a făcut o partidă foarte bună. Panțărul. Foarte, foarte bună. Fuck, de ce a dat așa de scurt? 3-0, Jorginho, da. 3-0 și în celălalt meci al grupei. Vedem, Napoli face scor. Dar oare vom reuși să facem scorul serii UEFA Champions League? Mendy acum. Blaise Mendy. Cred că Blaise e, mă, ăla de la City, gen. In real life. Stai că sunt foarte curios. Da. Nu e Ferland de la Real. Mă miram. Coche acum. Coche. Oh, este penalti.
penalti produs foarte prost de capitanul Nedelcearu. Iar acum, Luis Suarez, oh, perfect executat penaltiul. A intrat Iago Aspas în locul lui, stai că n-are ăsta cinci, ăsta altul are, în locul lui Joao Felix și Saul a intrat în locul lui Hector Herrera. Două schimbări. Atletico încearcă să revină. Perfect, Darius Solaru. Florinel, foarte bună mingea. Oh, și vedem ce întoarcere de la Karim Adeyemi. Aoleu, Coates le-a incomodat acolo în momentul șutului. Este chiar foarte obosit și o să-l păstrez pe Adeyemi. Îl vom introduce pe Maxim. Nu, și fac așa. Cine del cearu trebuie schimbat cu Timber. Foarte bun. Foarte bine jucat acolo. Oh my god, ce fază. Ce fază. Florinel Coman marchează și el. Și face tumba. E incredibil, ce fază. 4-1. 4-1. Vedem pasul de gol Karim Adeyemi. Dar cât de bine s-a întors pe lângă Coates. Toate șuturile ne-au intrat în seara asta. Față de Atletico, care a avut ghinion. Am jucat foarte mult pe pressing, s-a văzut, băieți. S-a văzut. O schimbare defensivă și o schimbare ofensivă pentru FCSB. Xavi Simons, 5-1, 5-1, marchează și olandezul, incredibil. Jucătorul venit de la PSG și este umilit la propriu. Atletico de Madrid, după 3-0 la pauză, vedem, s-au marcat și în repriza asta 3 goluri, 2 pentru FCSB, 1 pentru Atletico. 5-1. Justin Timber. Și vedem, FCSB-ul nu vrea să se oprească, nu vrea să se oprească. În tur s-a impus Atletico. Oh, apără Oblak, dar nu era la scurt finesul, trebuia fines la lung. Bă, nu mi-a ieșit. Hai. Iago Aspas foarte bine protejează balonul. Acum argentinianul Corea. Timber, foarte bine. Coche. Acum Wilfried Zaha. Foarte bine Romario Benzar. Dar acolo este aglomerație și este 5-2, marchează și Suarez. Dublă reușită de uruguaian. Un șut foarte bun. Erau 4 jucători acolo de la Atletico. Trebuia să marcheze. Dar nu se compensează. Chiar dacă 4-0 pentru Napoli. Wow. Ce scoruri la noi în grupă. Oh! Și panțirul a incomodat acolo pe Iago Aspas. Hai să facem și noi încă o schimbare, îl vom schimba pe Simon sau pe Man, nu, îl vom schimba pe Benzar cu Dani Duke. Mai avem voie să facem o schimbare? Nu mai avem. Aie!
și așa echipa în meciul de campionat va fi schimbată total. Suarez acum se duce capitanul Varela. Benzar a jucat foarte mult din punct de vedere ofensiv și defensiv și îl vedem acum cu o intervenție foarte bună. Upamecano perfect intervine. Unul din fundașii de perspectivă, un fundaș de viitor. Ne vedem, a ajuns la Atletico de Madrid. Foarte bine Timber și el, un fundaș de viitor cu potențial. A intrat în locul lui Benzar Daniliu, prinde și el ultimele minute. Denis Mann acum. Pușcaș, nou intratul Daniliu la prima atingere. Cel care a făcut o gafă în preliminarii și a marcat în proprie poartă. Uau, s-a terminat, băi, s-a terminat fix când eram pe atac, 5-2. Incredibil, umilință asupra lui Atletico Madrid. Vedem, Real bate cu greu Locomotiv Moscova. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Denis Mann, I'm happy. Denis Mann a fost omul meciului, două goluri foarte, foarte importante și probabil va prinde un transfer foarte bun pe bani mulți. Sunt fericit, echipa a jucat perfect și merită toate laudele. Ne-am descurcat perfect în prima repriză și toți jucătorii au jucat nemaipomenit. Să sperăm că jocul va continua să fie la fel de bun. Oh, și meci cu Craiova în campionat. Nu putem odihni jucătorii pentru că avem derby cu Craiova în campionat, cu care suntem la egalitate de puncte. Oh my god. Și vom folosi aceeași echipă în afară de Vână care va intra, în afară de Vlad care va intra, în afară de atât. Las și Băga și pe Dumitru. Da, las așa la meciul cu Chindia, voi odihni jucătorii. Ok, welcome everyone. We'll start with the questions now, please. Da, simțim cele 3 puncte pentru că este un meci contra candidata noastră la titlu. Suntem la egalitate de puncte și trebuie să fim acolo lângă CFR, văzând că s-au distanțat, având meci înainte de noi. Da, Craiova are o echipă bună, joacă foarte bine, dar nu ne dăm la o parte, vrem să câștigăm. De asta folosim și cel mai bun 11 și dorim clar victoria. Vedem, Craiova începe cu Pigliaceli, Vlădoiu, Marius Constantin, Bălașa, Bancu, Mateiu, Nistor Cicâldău, Drăghici, Ivan și Vătăjelu. De partea cealaltă, FCSB-ul începe cu Vlad Benzar, Varela, Nedelcearu, Panțăru, Man, Vână, Olaru, Coman, Ademi și Pușcaș. Singurele schimbări pe care roșalbaștrii le-au făcut sunt Vlad și Vână. Acum Denis Mann. Foarte bine Ademi, Pușcaș. N-a reușit să șuteze. Și poate pleca Craiova pe un contraatac. Acum foarte bine acolo, a fost offside. Vedem la Bancu.
Vedem Craiova atacă. Denis Mann câștigă acolo după deposedarea lui Benzar și se duce foarte tare. Denis Mann. Oho, 1-0, gol Denis Mann. La fel ca și în meciul cu cum se numește? Cu Atletico de Madrid. E incredibil cât de tare a plecat Denis Mann. Și FCSB-ul intră în avantaj. Foarte bine Vlad degajează Adeyemi acum. Și Pușcaș, o vână cât faci. Golul nostru a fost bară gol, se pare. Și foarte bine ieșit Vlad. Este gol. De Carol Cicâldău marchează. Adeyemi, mingea a fost furată. Hai să facem și noi o schimbare. Va intra Dumitru în locul lui Adeyemi și intru și eu. La prima întrerupere de joc intru și eu, că nu se poate, nu se poate. Craiova intră și în avantaj prin golul lui Bogdan Vătăjeru. Dumitru, putea trece acolo, dar Bălașa l-a oprit. Foarte bun pressing-ul lui Vână. Iar acum Dumitru, nou intratul Cristi Dumitru, este ținut acolo de Bălașa, n-are viteză așa de mare cum ar fi avut Adeyemi. Cam offside sau? Și Pigliacelli trimite direct în out fiind presat. Iese Drăghici. Foarte bine Vână. Intră Boile. Cel care cred că sezonul trecut ne-a bătut la ultima fază. Ne-a dat gol la ultima fază. Denis Mann, incredibil. Denis Mann face 2-2 dublă. La cel mai bun sezon din cariera sa vedem Denis Mann. Reușește și în acest meci dubla. A luat galben Vlădoiu. Vătăjelul, cel care a marcat golul de 2-1. Ivan acum. Oh, nu, Andrei Ivan. Vătăjelul foarte bine blocat. Acum Florinel. Florinel, este 3-2, incredibil ce revenire. Florinel Coman. Hai să schimbăm, îl schimbăm și pe Olaru. Va intra Xavi Simons și pe Pușcaș cu Moruțan. Așa, să mai joace și Moruțan. Boile acum, Boile, șeptarul oltenilor. Nu știu ce nație e asta, pe bune vorbesc. Nistor, șut prost al lui Andrei Ivan.
foarte bine intervine Marius Constantin acolo, ajuns la pensie. Glumesc, băieți, glumesc, dar cred că sezonul ăsta e 2022-2023 sau 2023-2024 și na. Ok, offside acolo. A intrat și Moroțan. Acum Cristi Dumitru. Se luptă acolo Dumitru. Îl vedem pe Dumitru. Oh, este 4-2. Încă un gol marcat de Dumitru. Încă un gol vedem. Cristi Dumitru vrea să fie atacantul titular. Încă un gol marcat după cel cu UTA. Xavi Simons, foarte bine. E incredibil. Vrea să fie atacantul din campionat. Și ce revenire de la 2-1 pentru Universitatea Craiova. Ce revenire. Benzar, foarte bine. Varela, a intrat și Bic în locul lui Matei. Denisman. Moroțan. Moroțan acum. Nu era pentru ăsta, era pentru ălălaltul. Dar Florinel. Oleu, cât pe ce vână. Moroțan, foarte bine. Florinel acum. Florinel pierde mingea. Și este final de meci. 4-2 FCSB. Încă o victorie la scor. Foarte, foarte bine. Just a couple of questions for you. Da, Denis Man la cel mai bun sezon al său s-a văzut calitatea și cred că va pleca, dacă nu în această iarnă, în vară, clar. Este o sumă foarte mare. Echipa s-a descurcat perfect, au revenit, au arătat cât de bun sunt și vedem că marchează multe goluri, ceea ce așteptam. Îl vedem și pe Cristi Dumitru, care intră și aduce victoria. Cât mai până la următorul meci de Champions League, vom juca în acest episod. Away. Deci el a fost primul meci cu Atletico. Eu încurcam cu aia, încurcam cu... Da. Vreau să văd cât am filmat și revin. Da, băi băieți, am revenit la meciul cu Chindia Drăgoviște. Nu știu de ce n-arată echipele. Uite mă, gata, le arată. Imediat. Oh, nu, și Chindia deschide scorul prin Vadim Rață foarte repede. Începe mai mult cu jucători de rezervă, de ce să zicem că nu începem. O, și what the fuck. Începem cu Vlad Crețu, Timber, Daniliu, Panțâru, care rămâne în echipă, de asemenea și Vlad, Maxim Vână, Alex Crețu, stai puțin, bun, Moroțan, Ademi, care rămâne și el, și Cristi Dumitru. Vedem cât de bine a fost blocat Ademi acolo. N-are cu cine să joace Panțărul, foarte bine Moroțan. Oho, apără acolo a Ioani, șutul lui Cristi Dumitru. Foarte bun șutul și... Oh, este 1-1, marchează Ionuț Vână. Egalează capitanul din acest meci. Și Maxim, oh, nu. Și vedem Chindia atacă în continuare, vrea să marcheze din nou. Foarte bine respinsă mingea.
și minge lungă, l-a văzut bine pe Morumțan, dar prea lungă, prea lungă. Soluțiile de pe banca de rezervă sunt Puskás, Mann, Simons, Coman, Nedelcearu, Varela și Meslier. O, prinde Ioani. Încă o intervenție a tânărului portar, un portar cu viitor foarte, foarte mare. Este corner. La ultima fază a primei reprize. O, incredibil! Ce ocazie! Rămâne egal cu noroc foarte, foarte mare pentru târgovișteni. Și marchează Maxim, care va juca și meciul următor de asemenea și Moruțan. Și Dumitru, probabil Ademi va fi schimbat cu Puskás. Foarte bine și toleu. Vedem, forțează acolo Chindia. Apără Vlad, e incredibil. Apără Vlad. Hai să schimbăm și noi, îl schimbăm pe Adeyemi cu Puskás, pe Vână cu Simons și atât. Trebuia să bag și un Perianu pe bancă, dar la meciul cu Academica așa voi face. Hai, dă-i! Bine, n-a fost offside, n-a fost offside. Și Maxim acum ține foarte bine mingea în teren. Maxim Vână. Oh my god, cât de prost a putut să piardă mingea aia. Se duce acolo Daniliuc. Foarte bine. Oh, nu, nu e foarte bine. Și apără Vlad încă o dată. Și schimbările nu se știe dacă se vor mai face. Nu se vor mai face schimbările, dar contează doar cele 3 puncte. Craiova se împiedică la mediaș, vedem. Și putem spune că ne distanțăm. La 4 puncte de CFR și 5 de Craiova. Deci cu Academica Clinceni. Îl voi pune aici pe Olaru, pe bancă va fi și Perianu. Și îl bag și pe băiatul ăsta, Castro, în locul lui Coman. Totul bine, frumos, merge mai departe Hățgionule. Jucăm partida cu Academica Clinceni. Hai să vedem la golgheter. Ademi este golgheterul ligii 1 pe 2, Ivan la egalitate cu Man, Ștefănescu și Moldoveanu. Restul nu ne interesează. Ok. Și începe meciul. Ei încep cu Vulceanu, Akin, Bilali, Iurtić, Gettinger, Petricior Petrescu, Dumitriu, Ventura, Cordea, Boiciuc și Ciunciucov. Pe bancă ia ceau. Ureche, Dobrescu, Cașini, Gliga, Motroc, Dodel, Tănase.
și Ciandarov și... Aoleu, ce ratare are Olimpiu Moruțan! E incredibil! Foarte bine panțărul acolo. Este lovitură liberă. Periculoasă de la 21 de metri. Bătută de Alex Maxim. Cred că am bătut-o prost. Sau nu? Incredibil cum a scos Vulceanu chiar din vinclu. Lovitură liberă bătută perfect. Meciul se joacă la Clinceni în nocturnă. Haide, aolo, și de acolo ratează Moruțan, domne. Doamne, doamne, doamne. Ocazii importante la poarta lui Vulceanu și el un portar de viitor, la fel cum este și Ioani, adversarul din meciul anterior. Foarte bine, haide bă, haide bă, aoleu, aoleu, s-a rupt Moruțan, băgăm Iași și-l introducem pe Man. Joacă odată la 10 ani și se rupe. Da. Nu mai zic nimic. Oh, o loc cum a scos Vulceanu la ultima fază, incredibil. Este pauză. Ocazii multe la poarta Clinceniului. Un singur șut periculos pe lângă poarta lui Vlad. Odată intervine Vulceanu. Acum Dumitru. Oare ne va salva Cristi Dumitru din nou? Va marca din nou? Cristi Dumitru, incredibil! Incredibil! Intră Perianu. Cred că este primul meci din acest sezon al lui Perianu, dar trebuie să prindă și el minute. Foarte bine, foarte bine. Dă-i. Foarte bine. Bravo, dă-i. Du-te. Bravo, băi, bravo. De ce a întors-o? De ce n-a jucat singur? Aoleu! Intru eu că nu se mai poate pierde meciul unul de alta. 10 minute pentru a marca un gol împotriva academicii din Clinceni.
acorde acum. Hai că apare timbr și clinceni. În jos. Cașini FCSV, Ciunciuco FCSV, bravo John. Denis Man acum. Pușca și-l vede perfect pe Man. Și finalizarea lui preferată, 1-0, minutul 85. A intrat și Periano și va intra în stânga debutantul venit de la Academie prin scouter Castro. Prima apariție, 4 stele pe skill move. Interesant. Să-l vedem pe acest Castro cum se descurcă. Este doar 1-0, deci trebuie să avem grijă cu numărul 23 Castro. Un tânăr jucător. Oh, incredibil cum a scos Vlad acolo. Incredibil. Bravo, Crețu. Crețu ne salvează. Acum Dariu Solaru. Acum Castro. Castro este blocat de mai experimentatul Akin. Mamă, ce-aș fi vrut să-l am în cariera asta pe Tavi Popescu, n-aveți idee cât de mult îmi doream. N-aveți idee. Și acum ultima minge a lui Andrei Vlad. Și victorie. Haide, fluieră după 3 minute de prelungiri, 1-0. FCSB se impune greu la clinceni, foarte greu. Gol, minutul 85, Denis Man. Mai retire să nu mai stau cu conferință, dragi laci. Încă un gol al lui Denis Man de data asta. Foarte decisiv. Foarte decisiv. Să vedem cât va lipsi. Toate cele trei echipe au 6 puncte. 2 luni să vei bară Moruțan. Din păcate. Ne-ar ajuta enorm această victorie. Dar vom juca în următorul episod. Hai să vedem aici. Au 15 ani băi. Au și potențial mic. Da băi băieți, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu ezitați să apăsați și voi pe butonul ăla de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 aici. O să aveți o zi bună. Pa, pa!